Am revenit, suntem în direct. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași urmează să fie reorganizată. Decizia aparține celor aflați la conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Dezbatem acest subiect cu invitatul jurnalului, Ovidiu Laicu, director general regional la DRDP Iași. Bună seara și bine ați venit în jurnal! Sărut mâinile, bună seara noastră, bună seara distinșilor telespectatori, TLM și Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Când ați primit această veste, sunteți de acord cu această reorganizare și ce presupune de fapt această reorganizare? Da, deci în primul rând nu vorbim despre o decizie cu aplicare imediată, ci despre o strategie pe termen lung, care a fost adoptată de Consiliul de Administrație al companiei, din care șefii direcțiilor regionale nu fac parte. Și eu vă citesc aici din această strategie. Deci Consiliul de Administrație are ca principale atribuțiuni, elaborează și prezintă spre avizarea adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a companiei de administrare a infrastructurii rutiere pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare apoi Ministerului Transporturilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei intră 100% în competența Consiliului de Administrație, care analizează și propune astfel de strategii. Nu doar această, pentru că aceasta nu afectează numai Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, mai e și de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, de la Constanța. Un alt punct este, de exemplu, tot în strategia asta, este și încercarea să se facă o companie de autostrăzi și una de administrare a drumurilor naționale. Mă rog, sunt mai multe puncte într-o strategie pentru eficientizarea lucrărilor în infrastructura României. Practic, reorganizarea regionalei de la Iași presupune divizarea în două direcții. Asta presupune? Nici pe departe. Dar ce anume? Nici pe departe. Regionala de Drumuri și Poduri Iași are în acest moment 9 secții, în fiecare județ câte o secție, plus secția de producție, care este la, are punct de lucru la Bastrui, dar ea este a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Este vorba aici, în această strategie, de desprinderea, să spun așa, a secției Vrancea, Galați, Vaslui de la Iași, secția Brăila de la Constanța, secția Buzău de la DRDP București. Eu am și aici, dacă vreți să vă spun mai multe cifre, deci cea de la Buzău are în jur de 299 de kilometri, cea de la Vrancea are 482 de kilometri, de la Bârlad are, de la Vaslui de fapt, are 353 de kilometri, Galați 286 și 244 de kilometri sunt de la Brăila. În total, deci, să spun așa, DRDP-ul nou înființat Focșani va avea în jur de 1500 de kilometri. Noi vom rămâne de la 3200, vom rămâne cu 2600, tot cea mai mare direcție regională, practic, din țară. Dar cu angajații de la Iași vor fi afectați? Vreau să vă spun că nu pot să spun acum dacă vor fi sau nu vor fi afectați. Afectați în niciun caz. Adică în sensul că nimeni nu-și pierde locul de muncă. Toți rămân angajații direcției. Sigur, sunt 281 de angajați care sunt la secții și vor rămâne la secții și vor mai trebui și specialiști, personal tehnic și de la Iași și de la București și de la, să spun, Constanța, care vor trebui să meargă la Suceava. Dar la Suceava, la noua direcție regională. Dar, repet, nimeni nu-și pierde niciun fel de loc de muncă și cei abilitați să ofere mai multe declarații sunt, evident, cei de la Consiliul de Administrație și al Companiei Naționale de Drumuri, cei care, de fapt, au principală atribuție această organizare, printre altele și organizare. În contextul acestui subiect, domnule director, au fost făcute mai multe declarații, unele care dau de înțeles faptul că nu este eficientă regionala de la Iași. Da, deci acest lucru pe mine m-a mâhnit foarte mult. Văd că sunt date niște declarații de niște oameni care ori sunt pe din afara subiectului,
ori nu se pricep absolut deloc. Pentru toți autorii acestor declarații, le reamintesc că ei, de fapt, se refereau mai mult la avize. Avizele care se dau în Consiliul Tehnic Economic al direcției sunt elaborate în regim de maximă urgență, conform legislației. Da, să vă dau un exemplu. Pentru axa rutieră interjurgețeană Suceava, nu cred că am stat mai mult de 2 săptămâni până le-am dat avizul, că altfel nu puteau să-și ia fondurile, să acceseze fondurile europene. Pentru Spitalul Regional de Urgență am prezentat tot așa în timp record propriile studii și soluții pentru realizarea bretelelor de legătură din cea Rosieti spre Spitalul de Urgență. Deci, acest Consiliu Tehnic Economic este un for al direcției care este alcătuit numai și numai din specialiști de marcă din cadrul direcției și mai mult de atât cadre universitare cu o mare pregătire profesională. Deci eu le sugerez celor care ne mai fac astfel de sugestii să se abțină, pentru că se pot interpreta altfel. Noi dăm avizele în regim de urgență, dar nu le dăm halandala, ca să încurcăm circulația prin oraș sau să punem în pericol siguranța participanților la trafic. Fac o paranteză și voi cita una dintre declarații făcute de domnul deputat Petru Movilă. Este inacceptabil ca PSD să împartă în două regionala de drumuri Moldova pentru a satisface mofturile politice și setea de putere a baronului Oprișan, domnul Oprișan fiind președintele Consiliului Județean Vrancea. Sigur, nu pot comenta declarațiile politice. Sunt declarațiile domnului Petrică Movilă, pe care eu îl stimez și îl respect, dar sunt declarații politice. Eu nu mă hazardez aici, nu știu ce înseamnă baron, nu știu, nu vreau să confund Partidul Social Democrat cu treburile, că n-au niciun fel de legătură. Nu se bage în strategia companiei de drumuri și a Ministerului Transport. Să-și vadă fiecare de drumul lui politic și de treburile. Și ca să încheie această declarație, această dispută, în replică Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, a declarat că direcția de la Iași este, citez, un mamut care nu reușește să rezolve problemele drumurilor din întreaga regiune. Da, Reușește sau nu reușește să rezolve? Deci nu pot să comentez eu declarațiile, vă spun, ale politicienilor. După părerea mea, eu zic că noi ne-am achitat în limita fondurilor pe care le avem în fiecare an, nu am neglijat niciun fel de secție din cele 9 pe care le avem. Vedeți și dumneavoastră cum arată drumurile naționale. Sigur, sunt foarte multe lucruri de făcut. Chiar acum, înainte de a intra în emisiune, datorită ploilor, sunt niște drumuri în Vrancea, 2N, 2M, 2L, 2R, care sunt în zona de munte, care sunt expuse în permanență unei cărilor de teren și care intervenim tot timpul acolo. Dar nu le-am închis niciodată. Deci ele au fost în siguranță. Acum, dacă vin aluvionile și blochează un drum și noi intervenim, totuși circulă acolo mașinile, autoturisme, salvări, cele de alimente, mă rog, și sunt lucrări foarte multe acum care se fac acolo de consolidări. Am mers o perioadă pe lucrări minimale, acum mergem pe lucrări maximale, adică cu coloane furate, cu alte lucruri. Deci eu vreau să vă spun că nu este niciuna din cele 9 secții ale Direcției Regionale Drumuri și Poduri neglijată. Sigur, sunt secțiile astea care sunt în mai extremități sau mai apropiate de București, cum ar fi Focșaniu, Galați. Și probabil va fi mai eficientă această activitate să o facă la centrat acolo la Focșani, că sunt mai aproape de București, de capitală, vor avea alocate resurse proprii, le vor gestiona probabil mai eficient. Deci dumneavoastră sunteți de acord cu această reorganizare? Deci eu sunt de acord cu decizia Consiliului de Administrație. Nu, dacă așa hotărâ, pentru că dumnealor au această atribuție, dacă aveam eu o atribuție și se băgau în deciziile mele, într-adevăr, nu eram de acord. Dar dacă dumnealor au această atribuție și sunt singurii care au atribuția asta, au analizat și au decis, vor ei răspund pentru deciziile pe care le au. Au considerat că aceasta este o decizie bună. Și eu n-am altceva de făcut decât să accept. Dar nu accept și asigur pe colegii mei, pe care îi respect foarte mult, că nu vor avea de suferit, nu vor rămâne nimeni pe drumuri, pentru că, repet, au venit foarte mulți oameni, au luat o întărsătură cumva aceste declarații ale unora sau altora și au panicat oamenii, că sunt oameni cu copii, femei însărcinate, tineri cu credite, cu tot felul de lucruri și, sigur, eu trebuia să-i liniștesc. De asta am și acceptat de venit la emisiunea noastră, să-i mai asigur o dată să-i liniștesc că nu își vor pierde niciun fel de locuri de muncă.
Aș vrea să vă întreb despre regiunea la Iași, este cea mai mare din țară. Câți kilometri de drumuri aveți în administrare în acest moment? Păi în acest moment avem peste 3200 de kilometri de drumuri împărțiți pe cele 9 secții. De la nord la sud, de la est la vest. Deci de la Pasul Tihuța până jos la limita cu județul Buzău și de la limita cu județul Brăila până sus la Rădăuți Prut. Și ca să terminăm cu acest subiect, când ar urma să fie pusă în aplicare această decizie privind... Repet, nu știu, este o strategie, după cum v-am spus și vă mai citesc o dată de aici din hotărârea Consiliului de Administrație, deci o strategie pe termen lung. Vă dau chiar titlul, ca să nu greșesc. O decizie primită de dumneavoastră? Da, deci această strategie de eficientizare a activității direcțiilor regionale, Iași, Constanța și București, va fi aplicată în următoarea perioadă. Nu aș putea eu să știu exact când, ce pași mai sunt de făcut. Mai departe, e posibil de mâine, posibil peste o lună, peste două, peste nouă, nu știu exact calendarul efectiv. Dar important e că a demarat, se mai fac analize, se mai fac studii, adică... Dar e cert că va fi reorganizată. Dacă este o decizie, probabil este cert, va fi înaintată spre hotărâre de guvern. Aș vrea mai departe să vă întreb despre proiectele prioritare ale regionalei Iași din această perioadă. Care sunt acestea? Sigur, proiectele noastre se împart pe două categorii, pe investiții și pe întreținere de drumuri. Din păcate, vremea nu prea ne-a ajutat în ultima perioadă. Sperăm să aceste ploi să se oprească și să începem și noi să intrăm cu lucrările periodice în ritm alert. Am mai avut și unele probleme, cu toate că anul ăsta a fost mai atipic. Avem și contracte, avem și bani alocați și n-am putut să intrăm deoarece a fost o creștere a prețului bitumului și am fost nevoiți unele contracte să le anulăm. Am reluat procedurile, acum le-am terminat toate procedurile și am intrat în forță. Dacă ați văzut, începem de la Târgu Frumos spre metro, începem la Iași o lucrare. Acum la Focșani, că tot vorbeam de Focșani, vom face tot DN2-ul de la Giud până la intrarea la limita cu județul Brăila, DN28B mai facem acolo, de la Galați DN24D, deci de la Galați spre, care este făcut practic 80%, mai sunt 20% spre Bârlad, apoi în Bacău Onești Poiana Sărată, Bacău Moinești, podul Ajudul Vechi, podul Turcului Bârlad, apoi va urma la Neamț, acum se face, chiar ieri am fost acolo, se turnau în ritm alert între Neamț și Bicaz, apoi tot acolo la Neamț vom face DN15, celebrul DN15, un drum foarte, foarte frumos pe malul lacului Bicaz, de la coada lacului, cum spune, de la Poiana Teiului până la Bicaz, care era distrus și vom investi foarte mulți bani acolo, în jur de 300 de milioane și vom reabilita drumul în întregime, apoi nu uităm nordul, Suceava, DN2-ul, de la limita cu județul Iași până la Suceava, Siret, DN2-EU, DN2-H-ul, apoi DN17-B vom termina de la Chiril, să spun așa, până la Vatra Dornei. La Botoșani, iar avem, acum lucrăm la reciclare de la Iași, de la limita cu Iașul, de la, se cheamă localitatea Bădărăi, Șanta Mare, până la Ștefănești, vom face reciclare. Deja am făcut vreo 7-8 km, suntem în continuare să facem lucrările și acolo. Apoi în nordul Botoșanului, Dorohoi, spre vârful câmpului Suceava. Acestea sunt lucrări de întreținere periodică, covoare asfaltice. Deci, practic, vom acoperi întreaga regională, avem banii asigurați, avem contractele, să spun, semnate și nu ne rămâne decât Dumnezeu să ne ajute și să fie vremea să țină cu noi cât mai mult, în octombrie, poate chiar și noiembrie, să finalizăm tot ceea ce ne-am propus, peste 1560 de kilometri. Dacă vorbim de bugete, care este bugetul pentru acest an? Păi, bugetul pentru acest an, v-am spus, este un buget record, nici nu vine să crezi, este peste 500 de milioane pe întreținere, în condițiile în care eu în anul 2011-2012, când am venit la regională, nu erau mai mult de 120 de milioane. Am reușit să-i duc la 160, 170, 180, 200, anul trecut 215,
Adică 209 am avut anul trecut, dar am făcut 215, iar anul ăsta am undeva la 500 de milioane. Practic, cu acești bani vor fi realizate toate proiectele. Tot ceea ce v-am spus eu acum, plus aceste proiecte de calamități, le spunem noi, aceste alunecări de teren care au pus în drumurile în pericol pentru siguranța circulației. Practic, noi, vedeți dumneavoastră aceste, noi suntem efectul la aceste calamități care apar. Pentru că nu drumul este vinovat că dealul o ia la vale. Alții, nu sunt păduri, nu sunt bazine de retenție, nu sunt multe chestii care nu mai unde vreau să le comitim. Unde se întâmplă cel mai des astfel de probleme? Păi am foarte Vrancea, multe la Vrancea, am foarte, foarte multe. În zonă de munte, o zonă unde este foarte, foarte dificil, dar, repet încă o dată, o ținem tot timpul sub observație. Chiar acum când vorbim, acționăm undeva pe DN2D, la Gesu se cheamă acolo, chiar spre Ardeal, și avem două utilaje care a venit așa, o aluviune din Senin, la o ploaie torențială, dar eliminăm și dăm drumul la circulație. Avem tot acolo, 2M, pe la Dumbrăveni, Bogza, sigur, la Neamț acum acest drum care este calamitat, mai o să mai avem intervenții tot pe niște calamități, pe la DN17 la Suceava, undeva între Suceava și Gura Humorului. Mai sunt căderi de stânci în jurul Câmpul Lung și al Vatra Dornei în special și pe Valea Bistriței Aurii. Și acum să vă spun ceva de investiții, când mai avem timp, am și niște lucrări mari de investiții. În Suceava avem varianta de ocolire Suceava, care cred că în luna septembrie o terminăm, varianta de ocolire Rădăuți, care și aia am așa curajul să spun acum că poate pe la sfârșitul august, începutul septembrie să o dăm în circulație. DN18 sigur îl vom da în circulație, cele tronsoane care ne aparțin nou, lotul 3 și lotul 4. Varianta Bacău la profil de autostradă, care merge extraordinar, cred că avem acum în jur de 15-20% realizări. Varianta Bârla dintre imediat se termină proiectarea și va intra în execuție. Varianta Vaslui, care va intra acum în proiectare. Și nu am cum să nu vă întreb despre varianta din Iași. Dacă este și prinsă varianta din Iași este această prinsă, variantă în bugetul pe anul acesta. Este prinsă în bugetul pe anul acesta. Procedurile sunt la companie, se derulează acolo. La ce stadiu este proiectul? Sperăm ca anul acesta să înceapă să finalizăm proiectarea și să poate, dă Dumnezeu, să începem și execuția. Dar v-am mai spus și în emisiunea trecută, nu știu de ce, dar am impresia că ceva nu e în regulă aici. S-au dat autorizații pe culoarul acestui traseu. Pe poatie, nu mai putem face sub nicio formă 6 benzi, pe strada 3 Fântâni sau de drumul. De ce nu se mai poate? Păi, întrebați-l pe domnul Chirican, care a dat autorizații în culoar. Deși el cu mâna lui a semnat că vrea 6 benzi. E drept, era director atunci, tehnic. Și acum mergem împreună, dacă vreți, pe bulevardul Poitiers, că am auzit că stați pe acolo, și o să vedeți cum gardurile de la noile construcții sunt în trotuar. Pe drumul 3 Fântâni nu mai avem cum face șanțuri de scurgere apă. Așa este. Deci doar stați în zonă și știți. Deci motivul pentru care străzile sunt inundate foarte des. Exact, exact. Și atunci care este soluția? Păi o să vedem acum, când vine proiectantul cu IASF-ul la mână, să vedem ce se întâmplă, dacă nu va trebui să luăm în considerație un alt traseu, o altă variantă, care, după mine, ar fi bună și o altă variantă, pentru că asta nu știu cât ar ajuta pe Poitiers pe acolo. Adică să fie undeva, chiar să intrăm pe Enelul de la Muncă Cetătuie, să se meargă prin undeva Bârnova să se iasă la Tomeș și atunci s-ar ocoli efectiv Enelul. Dar așteptăm să vedem aici. Sper că domnul Chirica nu s-a gândit când a dat autorizații la Enelul ăsta 2. El va trebui să răspundă acum pentru de ce a dat autorizații în culoarul meu de drum. Vedeți ce trafic este, infernal. Vă mai spun un lucru, că au venit acum la noi și sub nicio formă nu cred că putem să aprobăm așa ceva. La undeva la Teba, acolo, în față, la CET. Deci vor să facă acolo un cartier, să spun așa, un fel de palas, dar de birouri. Și cu ieșire acolo cu peste 6.000 de autovehicule. Vă dați seama să bași prin Bularga pe acolo tot felul de mașini de astea, tot traficul ăla care iese din viitorul parc, să spun așa, de birouri în zona Bularga.
Este o nebunie. Câteva minute până la sfârșitul jurnalului, aș vrea să vă întreb despre stația de producție care este amplasată pe teritoriul județului Vaslui. Au fost discuții și despre acest subiect. Da. De ce este acolo? Nu, este secția de producție și stația de mixtură asfalt. Acolo este punctul de lucru. Păi, eu vreau să vă spun că noi, această stație este o stație mobilă și când am pus-o, am spus așa să o punem acolo unde avem condiții, unde avem utilitățile, adică am gaz metan, am apă, am energie, ca să putem face racordările imediat și în zona respectivă le-am găsit, am înțeles și am beneficiat de sprijinul autorităților locale, cărora le-am mulțumesc încă o dată și pe această ocazie și am reușit cu tot sprijinul. Mi-a trebuit vreo 2 ani până am pus-o în funcțiune. Și sunt singura din țară care chiar funcționează la capacitate maximă. Ea urma să deservească. Deservește Vasluiu, Galațiu, Focșaniu, Bacău. De fapt, în 2 ani de zile am reușit să fac drumul, unde nu s-a mai făcut de 60 de ani lucrări, de la Vaslui la Roman, prin Gâdinți. Dacă cine știe pe acolo, știe ce prăpăd era. Și, de asemenea, am făcut DN2EF-ul de la Vaslui, prin Dragomirești, la Bacău. Deci în 2 ani am făcut 2 drumuri învelmace. Acum fac ajudul vechi, Bârlad, tot cu această stație de producție. Repet, după aceea va fi relocată. După aceea o voi reloca probabil în nord, la Suceava sau la Roman, la mijloc, vedem, să rezolvăm și celelalte drumuri. Domnule director, ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumesc tare mult pentru informații și vă așteptăm și cu alte noutăți. Vă mulțumesc și eu și cu mare plăcere și altă dată. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată să aveți și vizionare plăcută în continuare.